Frumusețile pieritoare a Bucegilor, în culoarul Rucăr Bran, găsim unul dintre cele mai frumoase castele din România. Iar în jurul castelului Bran s-a dezvoltat și una dintre cele mai înfloritoare zone turistice din țară. Fie că vrea istorie și legendă, ori că punem preț pe tradiție și agroturism, fiecare turist ajuns aici va fi pe deplin mulțumit. Legenda lui Dracula, istoria castelului sau pitorescul munților sunt atracțiile principale. Vă invit să le descoperim pe toate acestea în minutele ce vor urma. Casele de oaspeți din zonă împrumută ceva din aerul celor din Alpi. Plaiurile blânde, pitorești, înbie și ele la popas. Iar oamenii mereu bucuroși de oaspeți, se spune că te fac să te simți ca acasă. Bucuroasă am venit, la-na-na-na-na-na-na, că aici locul-i potrivit, la-na-na-na-na-na-na-na. De băut și de mâncat, măi, la-na-na-na-na-na-na-na, și gură de sărutat, măi, la-na-na-na-na-na-na-na. Aceasta este o experiență ce merită încercată, prieteni, și vă propun să ne începem călătoria împreună. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, sunt versuri care te poartă cu gândul la o altă fortăreață de pe plaiuri moldave. Descrierea se potrivește însă de minune și la castelul ridicat aici, pe granița dintre țara românească și Ardeal. Construit pe o fortificație de lemn, pe cheltuiala sașilor din Transilvania, castelul are o istorie de peste 600 de ani. Cu toate acestea, cei mai mulți îl cunosc drept castelul lui Dracula. Dovadă că legenda a fost mai puternică decât istoria de-a lungul vremii, nu-i de mirare că aici ajung anual peste 1 milion de turiști. Mulți turiști, îndeoseb străini, ajung aici atrași de miturile și poveștile lui Dracula. Chiar dacă de cele mai multe ori povestea contelui rămâne nedezlegată, merită să vizitezi castelul. Castelul Bran este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România. Anul trecut, spre exemplu, am avut un număr de aproximativ 1 milion de turiști, turiști din toate colțurile lumii, care vin la Bran pentru că eu sunt convinsă, ei știu, Branul este un loc încărcat de tradiție, istorie și mister. Evident că încercăm să împletim toate aceste aspecte și să oferim oaspeților noștri tot ceea ce doresc să vadă și să găsească la castelul Bran. Importantă fortăreață regală, castelul a jucat un rol marcant încă de când a fost ridicat. Sunteți într-un castel foarte vechi,
un castel medieval care a fost construit în anul 1377. A fost un castel militar la origini, o cetate de apărare, pentru că în acea perioadă nu exista România întregită. Divizată fiind în cele trei principate, Moldova, Transilvania și Țara Românească, scopul cetății a fost acela de a apăra și a supraveghea această trecătoare. Aș spune că etimologic, cuvântul bran este un cuvânt foarte vechi, vine din limba slavă și nu înseamnă altceva decât pas, poartă trecătoare. Iată că însăși denumirea localității ne arată că branul a fost într-adevăr o poartă situată între două dintre cele trei provincii, Transilvania și Valahia. Cum era și firesc, pentru că vorbim despre o fortăreață situată între cele două provincii, de la începuturi, de prin secolul XV și până pe la 1836, în apropierea cetății va funcționa și un punct vamal, loc unde se oprea în cazul nostru cam a 30-a parte din valoarea mărfurilor care tranzitau acest pas. Ulterior, în anii 1836, acest punct de vamă se va muta de la bran și, evident, din acel moment și din acel motiv, castelul își va pierde totalmente din importanța militară. Un loc cu adevărat de poveste a devenit odată cu transformarea sa în reședință regală. După 1918, când Transilvania a devenit parte a României Mari, castelul Brani a fost oferit reginei Maria. Fortăreața medievală care străjuia poarta culoarului dintre munți a fost transformată de regina Maria într-un loc de suflet. Vorbim despre o fortăreață la origini, devenită ulterior casa unei regine. Evident că a fost nevoie de muncă asiduă, iar fantezia reginei, mi-aș permite să spun că a jucat un rol decisiv în ceea ce ține partea de reamenajare a acestui castel preferat al său, pentru că nu de puține ori regina Maria a numit castelul Bran casa mea de vis, locul unde practic se regăsea, își găsea intimitatea. Regina va folosi branul ca și reședință personală, evident o reședință regală de vară, până în anul 1938. După moarte, lăsându-l mai departe, și o citez când spune acest lucru, fiicei sale preferate, principesa Ileana a României. Principesa Ileana căsătorită cu arhiducele austriac Anton de Habsburg. Timp de 10 ani, principesa și familia, ca și regina mamă, vor folosi branul ca reședință personală. Însă, în 1947, se va schimba puțin povestea. Va veni perioada comunistă, motiv pentru care principesa și familia vor fi nevoiți să părăsească România la începutul anilor 48, iar statul român va prelua castelul, transformându-l în muzeu, deschizându-i porțile pentru vizită 10 ani mai târziu, în 1957. Administrându-l, de altfel, statul român până în anul 2009. Însă, în urma deciziei statului român din 2006 de a fi retrocedat moștenitorilor principesei Ileana, așa pot eu să vă spun acum de ce, din anul 2009, castelul Bran va deveni singurul castel privat din România. Proprietarii actuali ai castelului nefiind alții decât copiii principesei, respectiv nepoții reginei Maria, arhiducele Dominic Habsburg și arhiducesele Elisabeta și Maria Magdalena. Arhiducele locuiește în America, arhiducesele în Austria, la Salzburg. Odată cu venirea lor aici, branul va îmbrăca o nouă vestimentație, în sensul că va fi redecorat cu piese de mobilier din colecția lor personală. Și pot să vă mai spun că acest castel adăpostește 57 de camere și 4 etaje. Suntem la etajul întâi, în apartamentul reginei Maria, într-o încăpere îndrăgită a reginei, chiar dormitorul ei, și într-adevăr, așa cum ați remarcat, sunt foarte multe obiecte de cult religios. Motivul este destul de evident. Vorbim despre o regină jumătate englezoaică, jumătate rusoaică la origini, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii
și fiica Marii Ducese a Rusiei, Maria Alexandrovna, motiv pentru care există toate aceste obiecte, ea fiind educată într-un spirit anglican, protestant, însă nu de puține ori putea fi văzută în bisericile ortodoxe, citind din paraclise, alături de mama ei, Marea Ducesa a Rusiei, paraclise despre care se spune că era fascinată. Noi suntem tot la etajul întâi, tot la partea de apartament a reginei, practic în salonul mare al reginei Maria, unde avem acest pasaj secret. Pasajul secret sau scara secretă făcea legătura în Evul Mediu între etajele 1 și 4. Vorbim despre o fortăreață la origini și sunt nevoită să amintesc acest lucru, tocmai pentru a explica scopul acestei scări. Scopul scării a fost acela de a se putea urca de la etajul 1 direct la etajul 4 pe deasupra cu o frânghie sau o scară mobilă, unde aveau câteva guri de tragere pe care castelanii acelor timpuri, singurii care locuiau în castel și care cunoșteau fiecare colțișor ascuns al acestui castel, de ce numesc secretă scara? Intrarea adevărată prin pasaj odinioară se făcea prin gura unei sobe, sobă care se afla în această parte, în locul ușii. Odată cu venirea reginei Maria la Bran și în urma descoperirii pur accidentale a pasajului secret, pentru că vorbim permanent de fantezia reginei în ceea ce privește partea de reamenajare a acestui castel, a dorit foarte mult să facă util pasajul secret și evident nu era tocmai plăcut să urce prin gura sobei. Moment în care s-a decis ca acel șemineu, acea sobă aflată la intrare, să fie stricată, refăcută una asemănătoare alături și adăugate părțile din lemn, tocmai pentru a se putea face scara accesibilă, originalul scării fiind doar până la scara din piatră. Evident că odată parcursă scara, nu o să urcăm așa cum se urca în Evul Mediu cu frânghia sau cu scara mobilă spre etajul 4, o să ajungem de această dată doar până la etajul 3, în cea mai preferată încăpere a reginei, sala de muzică și biblioteca, sală care în Evul Mediu nu exista așa cum o să o vedeți acum, pentru că inițial partea aceea făcea parte din mansarda cetății, vechiul pod. Sunt convinsă că v-am strânit curiozitatea să faceți cunoștință cu pasajul secret, drept pentru care o să vă rog să mă urmați. Grijă mare. Ei, iată că am ajuns într-un spațiu care nu ne mai face probleme, dacă ne gândim la partea de claustrofobie. Este cea mai spațioasă încăpere din castel. Este sala de muzică și biblioteca. S-a considerat că ar fi foarte bine să fie aleasă această sală ca sală de muzică, pentru că are o bună acustică. Și vreau să vă spun că nu puțini erau invitații reginei Maria la Bran. Se pare că se bucura foarte mult de prezența tinerilor, în special, și de cele mai multe ori concertele susținute pentru familie și invitați în această sală au fost susținute de marii noștri, cela de la Vrancea și George Enescu. Avem în această sală piese de mobilier care, așa cum vă spuneam și la etajul anterior, fac parte din colecția proprietarilor actuali. Avem acest trofeu de vânătoare. Este singurul spectator permanent fidel al sălii de muzică. Avem aici trei fotografii, trei tablouri. Cel mai mare o reprezintă pe regina Maria cu fiica sa Ileana, când era mititică. Ipostaza din mijloc, regina Maria, și mi se pare o chestiune interesantă să avem această fotografie, pentru că are o poveste frumoasă. Se spune că în ipostaza aceasta, regina Maria a acceptat să facă reclamă cremei Pons în America. Se pare
că a fost singurul cap încoronat care a acceptat o asemenea provocare. Deci este destul de veche crema Pons. Sigur că da. Avem o certitudine. Exact. Iar aici, portretul, fotografia principesei Ileana, mama actualilor proprietari, fiica preferată a reginei Maria. Se vede și de ce. Sigur. Iată că am ajuns și la etajul 4. Castelul a fost prevăzut cu subsol, parter și 4 etaje. Terasa aceasta este la fel un loc foarte frumos din castel. Inițial, ca și etajul 3 și etajul 4, odinioară făcea parte din mansarda cetății. Din acest motiv, eu pot să vă explic existența acestor 3 guri de tragere care se foloseau odinioară pentru tunuri, acum blocate, evident, pentru securitatea oaspeților noștri. Dacă privim în partea sudică, partea din față și, practic, cel mai bine vizibilă de aici, în partea stângă, respectiv partea dreaptă a șoselei principale, se vede acea rămășiță de zid. Este o ruină din piatră, care era situată pe 2 niveluri cu guri de tragere și care nu era altceva decât zidul care delimita odinioară cele 2 provincii, Transilvania de Țara Românească. Castelul fiind construit în acea perioadă datorită pericolului extern, care ne amenința dinspre partea sudică. Apoi, în partea stângă jos, sub castel, sunt clădirile vechi Ivan, vama medievală. Această poveste și faptul că era perceput procentul de 3% din valoarea mărfurilor care tranzitau acest pas, l-am amintit la început. Dacă ne întoarcem privirea în partea dreaptă, se poate vedea lipit chiar de zidul de apărare un turnuleț de formă pătrată. A fost o microcentrală electrică lucrată la firma Voith în Austria, adusă la Bran în anul 1932, an în care a fost electrificat Branul, implicit castelul și 2 sate învecinate Branului, Simon și Moeciu. Apoi, și înainte, fac o scurtă paranteză menționând că venirea reginei Maria la Bran a fost o adevărată binecuvântare pentru întreaga comunitate din foarte multe motive. Dacă ne uităm tot în partea dreaptă, mai putem admira de pe terasă această bisericuță din piatră, această capelă, care are o poveste frumoasă, o poveste de suflet. Această bisericuță este copia fidelă a capelei Stella Maris de la Balcic, din Bulgaria acum. Regina Maria a avut 2 reședințe preferate, una la munte, respectiv Castelul Bran, și una la mare, respectiv Balcicul. Cred că i s-a părut firesc, pentru că Branul era mult mai aproape de reședința permanentă, dacă aș putea spune, Castelul Peleș, să se simtă trupește oarecum mai aproape de Bran. Și atunci a spus așa, nu cred că pot face diferență între cele 2 reședințe, motiv pentru care aș dori ca după moarte inima mea să fie scoasă și lăsată la Balcic, să mă simt oarecum aproape de ambele reședințe preferate. Regina moare în 38, inima i-a fost scoasă și lăsată la Balcic, așa cum i-a fost voia, însă 2 ani mai târziu, în 40, după moartea ei, după ce Balcicul a fost cedat, a trecut pe teritoriul bulgar, din 41, principesa Ileana, fiica ei, căreia i-a rămas acest castel cu absolut toate domeniile, veniturile și terenurile, a adus inima de la Balcic la Bran. Și s-a gândit în felul următor, aș dori să construiesc un monument în amintirea mamei mele. Și ce putea construi dacă nu o bisericuță asemănătoare celei de la Balcic? Astfel, în anii 47, va turna piatra de temelie a acestei bisericuțe, care a fost sfințită de marele Arsenie Boca, care oarecum era apropiat al principesei, nereușind să o finalizeze, pentru că a fost nevoită să părăsească țara în 48, a trebuit să ascundă inima în altă parte. A fost depusă în 3 casete, din marmură, argint și argint aurit. Toate casetele, la rândul lor, depozitate într-o stâncă, într-un locaș săpat într-o stâncă la poalele pădurii, vis-a-vis de Muzeul Vămii. Și a rămas acolo până prin anii 68, când s-a descoperit locul,
au găsit casetele și inima și s-a considerat că pentru conservare și securitate este mult mai bine să fie retransportate la tezaur, la Muzeul Național de Istorie la București, unde s-a aflat până în 2015, prin toamnă, când a ajuns la Pelișor, în camera în care regina și-a găsit sfârșitul și unde se află și în momentul de față. Iată că sunt povești frumoase, povești de suflet și o inimă foarte plimbată. După ce am parcurs toate interioarele castelului Bran, despre care eu am omis să vă spun că în perioada reginei ele au fost transformate aproape toate în adevărate odăi românești, am ajuns în curtea interioară. O curte superbă, care era decorată în perioada reginei și nu numai, chiar și noi acum, dar în momentul în care ne permite anotimpul, cu foarte multe flori. Dar ar exista o poveste frumoasă despre care eu aș vrea să vă vorbesc. Începe încă din Evul Mediu. În curtea interioară a castelului Bran, chiar în stânca pe care s-a ridicat castelul, a fost săpată, din secolul XV, o fântână adâncă de 57 de metri. Eu aș spune că scopul acelei fântâni a fost în primul rând pentru alimentarea cu apă și apoi, de ce nu, loc de refugiu, pentru că tot vorbim de o fortăreață, de o cetate de apărare. Târziu, după venirea reginei Maria la Bran, din 1937, după ce a fost descoperită și această galerie, regina Maria a dorit să amenajeze pe orificiul vechii fântâni un ascensor electric. Moment în care acest capitel renascentist adus din grădinile castelului Peleș a fost mutat ca parte decorativă în curtea interioară. Scopul montării ascensorului, în primul rând, a fost acela de a se putea ajunge din castel spre casa de ceai și iată că ne oprim puțin asupra unei alte construcții importante din parcul domeniului, casa de ceai a reginei Maria. De ce casa de ceai a reginei Maria? Pentru că vorbim despre o regină jumătate englezoaică, jumătate rusoaică, unde, de cele mai multe ori, regina își primea oaspeții, unde savurau diverse mâncăruri care erau transportate de la bucătăriile castelului spre casa de ceai cu ajutorul unui funicular și unde în cadrul tradiționalului 5 o'clock tea și a unui confort extraordinar se puteau bucura de toate acestea într-un cadru natural. Scopul nostru, în primul rând, este acela de a transmite oaspeților cât mai multă căldură și cât mai multă dorință de a reveni cu drag în umila noastră casă și pentru cei care au reușit deja să ne treacă pragul, noi nu putem decât să invităm să ne viziteze magazinele pentru că avem un lanț de magazine, începând cu partea de la intrare, cu magazinele Rotonda, unde pot găsi diverse obiecte, apoi magazinul Contele din curtea interioară, de unde ei pot cumpăra un produs brand Castelul Bran și cred că asta este un lucru important pentru că așa sunt convinsă că nu vor uita niciodată vizita făcută la castel și nu în ultimul rând, la ieșire, pe scara secundară, mai avem librăria Regina, de unde pot achiziționa o ilustrată, ghidul castelului, cărți legate de regalitate, cărți legate de Dracula și tot ceea ce cred că i-ar interesa. Datorită poziționării sale, popasul Bran era locul potrivit pentru ce avea să fie una dintre cele mai cunoscute vămi medievale.
Muzeul de la Poarele Castelului Bran spune povestea celor timpuri. Într-acolo ne poartă și pe noi pașii astăzi, curioși să o descoperim. Casa Vâmii este în sine un monument istoric. Complexul arhitectural, alcătuit din mai multe clădiri, vorbește parcă despre importanța Vâmii care a funcționat cândva aici. Partea Muzeului Național Bran, Vama dispune de o colecție fabuloasă de peste 6.000 de piese. Numai vreo câteva sute pot fi expuse în camerele amenajate ca muzeu. Chiar și așa, aici poți vedea piese de mobilier originale din dormitorul reginei Maria sau a regelui Ferdinand. O expoziție de ceramică și mobilierul din sufrageria regală din castelul Bran sunt gata locuri în care să zăbovești minute bune. Dormitorul regelui Ferdinand este dominat de un pat cu baldachin în stil baroc, lucrat manual din lemn de tei, nuc, molid și stejar. Acesta impresionează prin scenele religioase sculptate pe tăblie și a fost dăruit familiei regale de actrița Marioara Voiculescu. Dormitorul reginei Maria împletește elemente Art Nouveau cu cele barone, brâncovenești și orientale. Covoarele și piesele de ceramică întregesc o colecție cu care nu se pot lăuda multe muzee din țară. Nu-i de mirare că turiștii ajung cu sutele de mii la Bran. Arealul acesta din jurul castelului nu te lasă deloc să pleci. Îți oferă surpriză după surpriză și ai în tot locul ceva de văzut. O plimbare pe aleile parcului de sub castel te duce chiar în poarta muzeului satului. De vreo 50 de ani, aici, la poarele castelului, s-au pus bazele câtorva gospodării tradiționale autentice. Acestea sunt menite parcă să ne amintească, la Bran, tradiția e lege. Avem ocazia aici să vedem evoluția arhitecturii populare din zona Branului, dar și să cunoaștem ocupațiile tradiționale ale brănenilor. Creșterea animalelor, lucrul la pădure, agricultura și meșteșugurile sunt toate aspecte esențiale ale vieții pe aceste meleaguri. Dacă treci pragul muzeului, poți afla câte puțin despre fiecare în parte. Cu un dram de imaginație, te poți transpune într-o poveste pe prispa casei, împreună cu o familie pe cât de simplă, pe atât de frumoasă și iubitoare de rost. Aceasta este, până la urmă, esența acestui muzeu. Să descrie viața satului pe înțelesul tuturor. La câțiva pași pe aleile parcului, ne deschide larg ușile Casa de Ceai. Atmosfera din restaurantul de la Poarele Castelului ne poartă direct la începutul secolului al XX-lea. Pe atunci, Regina Maria transformă vechea fortăreață medievală într-un loc de suflet. Regina și-a dorit aici un colțișor în care să-și poată păstra obiceiul de a-și savura în tihnă ceaiul de la ora 5. Ne aflăm împreună cu Mihaela la Casa de Ceai, de lângă Castelul Bran. Este locul unde odinioară aici a fost un hambar. Mai mult o să ne povestească Mihaela la o cană de ceai. Bună, îmi pare bine să te cunosc și vă mulțumesc că ați ajuns în sfârșit și la noi. Da, are o poveste foarte frumoasă locul. Într-adevăr, înainte de a deveni Casa de Ceai, unul dintre locurile favorite ale reginei Maria, a fost o anexă, un hambar. Regina Maria, în momentul în care a făcut tranziția de la societatea britanică în care ea a crescut, la țara românească, o țară nouă, familie nouă, limbă necunoscută,
De multe ori spunea că unul dintre momentele ei de consolare, cel puțin în primii ani, până să cunoască mai bine țara noastră, era ceremonia luceaiului. Se știe că înainte de Regina Maria, acesta nu era foarte apreciat în țările noastre, în sensul în care nu era tratat, să spunem, ca o artă, ceea ce Regina Maria de fapt făcea. Ea a crescut într-o tradiție britanică, dar cu o mamă din Rusia, extrem de strictă, și care i-a transmis foarte multe dintre obiceiurile rusești, și bunica, Marea Regină Victoria a Marii Britanii. În momentul în care s-a mutat în România și a primit, după Marea Unire, domeniul Bran, în semn de recunoștință de la primăria Bran, între anii 1923 și 1929, a ridicat această casă de ceai. A fost ajutată de arhitectul ceh Karl Liman, arhitectul casei regale, care a ales să ridice un spațiu rustic, destul de deschis, amplu, dar care să păstreze ceva din intimitatea și romantismul ce o caracterizau pe Regina Maria. Am înțeles. Și vreau să-mi spui dacă acest spațiu este deschis și turiștilor care vin să viziteze castelul, dacă pot să vină să bea o cană de ceai. Sigur că da, este deschis. În anul 2016 noi am terminat restaurarea acestui edificiu. De atunci este deschis publicului. Veți găsi o varietate foarte mare de ceaiuri, dat fiind că se numește Casa de Ceai. Aici Regina Maria își primea oaspeții, invitații, prietenii de seamă. Noi astăzi primim turiștii cu aceeași căldură și cu același suflet cu care o făcea și Regina Maria. Alături de ceai veți găsi și o serie de prăjiturele, biscuiței, toate care să completeze. Exact. Uite, tot l-ai lăudat, hai să gustăm, nu? Sigur că da. Este chiar bun. Este aromat, fructat și întotdeauna cu miere naturală. Nu părăsim spațiul acesta parcă fermecat. Ne amintim că Regina Maria iubea foarte mult portul tradițional românesc. Mărturie sunt fotografiile de arhivă în care regina apare purtând cu mândrie un costum popular complet sau măcar o ie. Dragostea a fost insuflată de regina Elisabeta, așa că n-a durat mult până ce a devenit fascinată de tradițiile locului. Probabil și Branul a contribuit la asta. Aici există și în zilele noastre oameni frumoși cu spirit creativ care croiesc costume populare sau ținute moderne inspirate tot din folclor. Ce faceți aici? Programați pentru a face modelul acesta? Da, vrem să facem o ie. Mai întâi programăm mașina, alegem modelul care ne trebuie pentru această ie. Și această mașină face doar acest model? Nu, sunt mai multe modele. Noi facem fiecare model în parte, după aceea îl băgăm în memoria mașinii și urmează să facem ea mai departe. Haideți să vedem cum programăm. Ok, dăm setările, așezăm modelul unde avem nevoie și atunci trasăm modelul să vedem că este, să fim siguri că este la locul potrivit unde avem noi nevoie. Asta e trasare de laser. Ok, îi dăm setarea de final și mașina merge mai departe și face treaba. Îndrăgostită de tradiție, Ionela Bran dă naștere în atelierul său unor creații care și-au câștigat în timp faima și aprecierea. Dacă ajungeți în zona Branului, nu se poate să nu veniți la Ionela, la atelier, să o vizitați, pentru că are niște costume extraordinare. Bună, Ionela, îmi pare bine, bine să ați venit cunosc. Și eu din tot sufletul. Nu am putut să mă abțin, a trebuit să mă îmbrac și eu cu una dintre ele tale fenomenale. Vreau să ne povestești puțin despre ce se întâmplă aici la atelier. La noi la atelier se întâmplă niște lucruri minunate, spun eu citând oamenii care trec pe aici, pentru că am adunat în jurul meu niște oameni extraordinari care au un bagaj
bagaj de cunoștințe despre arta tradițională și alături de care reușim să scoatem în evidență tot ce are neamul nostru mai frumos. Am înțeles că astea sunt ii vechi, sunt iile tale. Da, este colecția mea, o parte pot să spun așa, că unele dintre ele sunt acasă. Am o parte din colecția mea adusă aici, o parte din sufletul meu pot să-ți spun, pentru că fiecare ie are povestea ei. Unele dintre ele sunt dăruite de la oameni, altele achiziționate de către mine și vreau să-ți spun că despre fiecare în parte știu să spun ceva. Am înțeles. Și mergând un pic mai, haideți să ajungem și aici, în zona aceasta. Aici sunt tot iile tale sau iile tale de suflet sau sunt iile pentru cei care vin să le cumpere? Aici avem zona de o parte și de alta, pe rastel, pe rafturi, pe stendere. Avem costumele pe care noi le dăm la închiriat, o parte dintre ele. Sunt foarte mulți oameni care aleg să facă o petrecere, fie chiar nunta lor, în stil tradițional și atunci poate nu-și permit cu toții să-și achiziționeze un costum popular și iată, la noi există și varianta asta de a închiria costume populare. Iar ceea ce vedem aici pe manechin este arta modernă. Am vrut să ne apropiem cât mai mult de tineri și iată că am creat o linie tradițional-modernă cu elemente din arta tradițională și care zic eu că se îmbină foarte bine cu modernismul și care nu cred că o să dea greș niciodată și nici nu o să se demodeze. Și în partea cealaltă, în camera cealaltă, ce aveți? Acolo am văzut că aveți mașinările cu care... Așa este, da. Pentru că noi am făcut un proiect pe fonduri europene, am accesat niște fonduri europene, vrem să fim în pas cu tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial și atunci, bineînțeles că am apelat și la tehnica aceasta modernă, dar asta nu înseamnă că facem rabat. Femeile sunt alături de noi și cos și dau această artă a acului mai departe și a războiului de țesut, dar totodată ne folosim și de arta modernă în momentul în care creiem, să spunem, modele standard pentru mai multe persoane deodată. Deși noi lucrăm unicat, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vin ansamblurile de dansuri populare și vor într-un tip scurt să le iasă costumele populare și atunci apelăm la această tehnică. Nu înseamnă că nu ne dăm aportul de creație, pentru că noi creăm acele modele pe calculator. Dar tu gândești modelele acelea? Nu le gândesc, eu le preiau. Le preiei de la ele mai vechi. Exact, exact. Nici de cum nu creez eu, pentru că nu aș mai respecta canoanele vechi. Pentru că fiecare element reprezintă ceva. Reprezintă soarele, reprezintă viața, reprezintă pământul și ele au fost puse de țărâncile noastre într-o armonie perfectă. Cred că ani întregi ar trebui să studiez, nemoștenind asta, ca să pot să-mi dau seama cum să le îmbin. Și atunci, ca să nu greșesc, le preiau doar schimbând culorile sau știu eu, împunându-mi amprenta într-un alt mod. Dar canoanele le respect cu sfințenie pentru că atunci nu mai face niște lucruri de calitate și talismanul n-ar mai fi păstrat pentru că, practic, ea, în mod deosebit, are un întreg talisman pe ea. Uite, apropo de ceea ce vorbeam, de modelele tradiționale puse pe un stil modern, să spun așa, și totodată de canonul pe care noi îl respectăm. Dacă aici avem un model moldovenesc, specific, să spun așa, părții de nord a țării, ei îl foloseau în alte culori. Iată amprenta noastră ca și creație, avem niște culori mult mai deschise, mult mai pastelate, exact, și atunci să fie plăcute ochiului, să nu fie foarte stridente, pentru că tinerii sunt atrași de ceea ce e pastelat. Îi chemăm așa ușurel spre noi cu ceva ușor și apoi le dăm culorile tari, vii ale pământului. Dar, cum spuneam, aici avem roata și, bineînțeles, simbolizează soarele. Soarele l-am prins în mijlocul a unor elemente tradiționale care reprezintă de altfel apa, care reprezintă pământul. De altfel, avem toate elementele, să spun așa,
ale universului, cuprins, iată, într-un motiv tradițional. De la soare primim energie, primim viață, da? Pământul întotdeauna ne ancorează cu picioarele pe el, adică să fim prinși în realitate, să nu fim doar visători. Și totodată, de asemenea, avem acest simbol al soarelui, care întotdeauna ne dă tărie, putere, energie de a merge mai departe și de a fi un pic, doar un pic visători. În straie noi, ca de sărbătoare, ne continuăm călătoria prin zona aceasta de o frumusețe nepieritoare. Ne amintim de casa de ceai ca de locul din care n-am fi vrut să mai plecăm. Noroc că există în Bran atâtea alte case de oaspeți minunate care te fac să te simți la fel de îndată ce le-ai trecut pragul. Bran, Shimon, Moeciu sunt așezări recunoscute pentru cadrele naturale, pitorești, dar și pentru pensiunile și restaurantele cochete ridicate în ultimii ani. Vreau să-mi spui, Bogdan, dacă este ușor să faci turism aici în Bran. Ușor și greu în același timp. Ne ajută mult castelul, principala atracție, peisajele apoi, produsele bio din zonă. Greu este să aduci turiștii prima dată și apoi să-ți creezi o clientelă care să te viziteze de câteva ori pe an. Recomandările turiștilor au fost printre principalele metode de marketing ale noastre. Și ne-a mers chiar foarte bine. Te străjuiește piatra Craiului, dar te simți ca în Alpi. Aceasta e senzația de la pensiunea aceasta, care impresionează prin arhitectură și mobilier de inspirație tiroleză. De ce ați adoptat stilul acesta bavarez, sau cum îl numiți voi? Ne-am inspirat din zona Tirolului. Inițial, când am plecat la drum, aveam un alt proiect, dar mergând în perioada respectivă la schi în Austria, am descoperit această arhitectură și am considerat că e de bun augur să o implementăm aici, în zona Branului. Este foarte frumos, aveți un mobilier pictat, da, toate colțișoarele au personalitate. Da, mobilierul este făcut în țară, la noi, în Covasna. Am avut noroc cu doi templari foarte buni, foarte pricepuți. Mobilierul este o replică, chiar dacă pare antichizat, patinat. Este o replică, mobilier din anii 1700-1800 din zona Tirolului. Restaurantul bucură oaspeții cu bucate bavareze, dar și tradiționale. În meniu avem câteva preparate tradițional bavareze, dar marea parte a meniului este făcut pe specificul românesc, datorită clienților care au preferat preparatele tradiționale. Într-adevăr, avem un meniu a la carte, dar pentru grupuri putem prepara și alte feluri. Tot spațiul e menit să te facă să uiți de tumultul orașului și să te relaxezi pe deplin. Structura de cazare a pensiunii cuprinde 15 camere. Organizăm și tabere, evenimente corporate, team building-uri, zile de naștere, chiar și botezuri și nunți mai restrânse. Oaspeții noștri se vor simți aici ca acasă. Vă așteptăm cu drag! Zona aceasta e ideală pentru o evadare de weekend la munte cu prietenii.
la fel de potrivită și pentru o vacanță prelungită în sezon. Pe un areal restrâns de numai câțiva kilometri, găsești tot ce-ți trebuie. De la oaze de verdeață aflate la poarele munților, până la obiective turistice pe toate gusturile și gazde primitoare pentru orice buzunare. Reușita unei vacanțe în culoarul Rucăr Bran e la îndemâna oricui. Noi am reușit să ne apropiem de suflet încă un colțișor din țara noastră minunată. Și vă dorim și vouă, prieteni, să simțiți la fel. Până data viitoare, nu uitați! Sunt Andra și vă îndemn să călătoriți!